Bătălia pentru fotoliul de primar al orașului Rezina este strânsă. Încă 3 candidați s-au înregistrat pentru această funcție. Până la moment au fost înregistrați, adică la ziua de azi, au fost înregistrați pentru funcție de primar 3 candidați. Domnul Babțineschi Anatol din partea blocului electoral Platforma Iurie Leancă, din partea Partidului Liberal Democrat domnul Mardar Igor și din partea Partidului Național Liberal doamna Andrieș Galina. La funcție de primar până la ziua de astăzi sunt înregistrați cu act în regulă 3. Astăzi au mai depus încă 3 candidați, respectiv avem 6 la funcție de primar. La funcție de consilieri sunt 8 partide, 7 partide și un candidat independent înregistrați până la ziua de astăzi. Candidații care și-au depus actele pentru primăria Rezinei văd diferit dezvoltarea orașului. Noi trebuie să administrăm orașul nostru în primul rând corect, onest, să întoarcem oamenilor încrederea care a fost furată 4 ani în urmă și să arătăm că orașul Rezina poate deveni un oraș european, măcar că se află pe Prim-ministru și suntem departe de Europa. Având experiența și cunoscând nivelul și modul de trai a cetățenilor din satele și comunile europene, mi-am dat candidatura să mi-aduc aportul pentru a schimba aspectul economic, arhitectural, cât și bunăstarea și viața morală și spirituală a cetățenilor din orașul și raionul Rezina. Suntem dispuși să luptăm contra fricii, contra goanii pentru opțiuni politice, suntem dispuși să apărăm funcționarii publici, pedagogii, toți oamenii angajați în sferele statului, să-i apărăm de frica și de goana că mâinii vor fi alungați, că mâinii vor fi eliberați. Vin cu gândul de a face o schimbare în acest oraș, deoarece sunt cetățean a Republicii Moldova și trăitor de baștina orașului Rezina, vreau să modernizăm orașul, să facem un oraș european împreună. Sper să mă înțelegeți și să mă susțineți. 14 mai a fost ultima zi când candidații au avut posibilitatea să se înregistreze în cursa electorală.